În aproximativ două săptămâni, toți elevii și preșcolarii vor începe un nou an școlar. Calendarul anului școlar 2022-2023 aduce 36 de săptămâni de studiu, dar și mai multe vacanțe, acesta fiind primul an școlar organizat pe module. Dacă în anii trecuți doar elevii din ciclul primar și copiii de grădiniță aveau vacanță la sfârșitul lunii octombrie, anul acesta se vor bucura de vacanță toți elevii. O altă vacanță nouă introdusă va fi în luna februarie care va fi programată în funcție de posibilitatea inspectoratelor școlare județene. Tot în noul an școlar, tezele nu mai sunt obligatorie, dar pot fi susținute de cadrele didactice care decid asta. Alte modificări importante care se vor aplica sunt acelea că elevii nu vor mai putea fi exmatriculați și că profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină.